Vă salutăm, comunitate Vocea Creștinilor. În aceste momente suntem la orăștie, la o seară de evangelizare și în această seară ne bucurăm de o atmosferă plăcută, căldură și vrem ca prezența lui Dumnezeu să fie în mijlocul nostru. Amin. Îl am lângă mine pe fratele păstor Viorel Iuga, partenerul Vocea Creștinilor. El a fost de câteva ori la noi și va continua să vină. Împreună cu el susținem acest proiect Caravana Evangheliei. Noi suntem aici la orăștie dând Biblii gratis. Fratele Viorel va avea și un mesaj în această seară. Frate Viorel, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest eveniment și totodată despre importanța dăruirii Cuvântul Dumnezeu omului care e nemântuit, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Despre evenimentul în sine o să vă spun mai mult organizatorii. Eu chiar apreciez evenimentele în spațiu public, pentru că e vremea, a fost vremea, e vremea și va fi vremea ca biserica să iasă dintre zidurile ei și să meargă înspre oameni. Pentru mine e o surpriză plăcută că vă întâlnesc aici, că sunteți aici să dăruiți oamenilor Biblie. Și chiar dacă nu mi-ai zis să fac chestia asta, eu vreau să folosesc ocazia să le mulțumesc celor care au investit în Biblie, ca voi să le puteți da, nu gratis, în numele Domnului. Da? Nu le dați gratis, dați-le în numele Domnului că ieșiți mai bine. Și chiar vorbeam cu Cipri, dorința noastră de a le investi cât mai responsabil. Nu este ideea doar să dai, să scapi de Biblie, să vii cu Domnul, am dat 5.000 de Biblie. Și ce am făcut că am dat 5.000 de Biblie? Mă bucur că voi căutați, chiar cum mi-a explicat-o, pe județ, o să vadă mai încolo responsabil, da? Ca Bibliile să fie date într-un mod responsabil și oamenii să fie învățați să le folosească. Asta este foarte important. Și eu, chiar dacă aș fi în locul vostru celor care ați dăruit banii, nu m-aș opri la misiunea asta, m-aș și ruga ca acolo unde ajung Biblie pe care le-am plătit eu, prin bunătatea lui Dumnezeu, oamenii să le folosească, adică să nu le fie mărturie. Știi că noi în sistemul românesc avem, îl ia, o pune în mașină că la curbe e contrabalansare. Am auzit tot felul de chestii. Sau o pune în casă pentru că e paratrăznic și dacă fulgere în sus. Doamne, asta nu e paratrăznic, nu e, e cuvântul lui Dumnezeu. Eu așa, exagerând un pic, spun Biblia închisă, e o carte ca altă carte. În momentul în care ai deschis Sfânta Scriptură, este cuvântul lui Dumnezeu. Deci mă bucur că suntem aici, că sunteți voi aici. Ne rugăm să fie o seară binecuvântată. Așa timpul este frumos, oamenii vor veni și credem că cei care vor veni vor fi deschiși pentru Evanghelie. Frate păstor, aveți și o carte scrisă de rugăciuni. Ne puteți spune mai multe despre ea și vreau să o și arătați. Noi o să colaborăm și pe acest proiect în care în multe locuri unde mergem vrem să oferim și această carte de rugăciuni. Ce ne puteți spune despre ea? Pentru că sunteți autorul acestei broșuri mici de rugăciuni. Aș putea să vă spun foarte multe lucruri. Primul lucru, în viața mea n-am crezut că o să scriu o carte cu rugăciune. Asta e foarte important. Am mai scris eu 100 și de cărți, dar nu credeam vreodată că o să scriu o cărticică cu rugăciuni. Dacă o să te uiți în introducere, o să vezi de ce mi-a venit ideea aceasta cu carte cu rugăciuni. Dar în momentul în care am fost pe finalizat, mi-am adus aminte, domnule, noi trăim într-o societate, nu știu dacă e de bine sau de rău, e las pe oameni să judece, în care sunt oameni care nu citesc Biblia, nu pun mâna pe Biblie, că e de-a noastră, că e de-a voastră, că e cu cruce, că e fără cruce, dar citesc cărți de rugăciuni. Și atunci m-am dus la tipografie și am zis, faceți-mi și mie formatul ăsta, faceți-mi o copertă, mă întreabă fratele ăla, vreți una clasică? Da. Când mi-a arătat-o asta, în momentul acela mi-am dat seama că nu te refuză nimeni. Așa-i. Pentru că oamenii văd, e tipul clasic, nu e desperiat. Ei, vreau să spun, eu nu m-am așteptat să am mărturii enorm de multe din partea oamenilor. Deci, ai noștri mulți din biserică, să știi, nu crede în așa ceva. Știi, unii să-și ferească, ca carte cu rugăciuni. Stai, bă, că nu ți-am spus să nu te rogi prin Duhul Sfânt, toate astea. Dar cum învățăm în toate lucrurile? Ar trebui să învățăm un pic și în ideea rugăciunii. Sau începători ar putea să învețe. Însă, eu cred că noi, ca semeni, chiar dacă suntem din confesiuni diferite, ar trebui să ne ajutăm unii pe alții să învățăm cum să comunicăm cu Dumnezeu mai bine. Prea multe baliverne și flașnete avem și noi, cei care ne dăm mari, știi? Și eu le zic la unii, acolo spune, nu știm să ne rugăm, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Hai să fim serioși, știi? Noi suntem mai tari ca apostolii care au spus, învață-ne să ne rugăm. Dar nu vreau să intru astfel de dezbateri. Deci, ce mă bucură pe mine extraordinar? Cărticica asta se duce la oameni. Eu vreau să spun o întrebare, așa din cât știi tu lumea evanghelică.
ai găsit pe cineva să stea o noapte întreagă să citească Biblia? Bun. Nu te exprimi. Bună întrebare, de, da. De ce, bine, de ce? Bun, dacă lovește cancerul și zice că nu știu ce știe, doar o mărturisire scurtă. Nu mai dau orașul, vine cineva la mine, spune, frate, trebuie să vă spun ceva. Ați fost la noi, a zis să luăm, să dăm, n-am prea crezut în chestia asta, am luat 5 cărticele, m-am dus la bloc, am văzut o bătrână și am spus, Doamne, dacă tot stai aici, citește. Surpriza lui. Mă așteaptă a doua zi dimineață femeia și spune, domnule, toată noaptea am stat trează și am citit cărticica. Și nu mai zic une altele, da. Plec la serviciu și când vin de la serviciu mă așteaptă alte vecine și spune, știu că ai dat lui vecină o cărticică bună, dă-mi-o și mie. Deci oameni care pentru sufletul lor, pentru relația cu Dumnezeu, o rugăciune simplă, sinceră, că unii cred că noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu sofisticat și eu cred că simplitatea rugăciunilor îi face pe oameni să fie, știi cum la noi, simplitatea psalmilor și faptul că ne duce acolo, ci că noi nu avem rugăciuni scrise. Hai să fim serios, psalmii sunt rugăciuni, rugăciunea lui Iisus, toate celelalte. Deci mă bucur dacă putem oferi și câteva astfel de cărți celorlalți. Sigur că Biblia rămâne cartea care ne învață inclusiv să ne rugăm, dar poate că învățăm pe oameni cum se roage biblic, ar fi extraordinar. Avem un cuprins foarte stufos de peste 110 rugăciuni? Nu, nu că la noi cuprins. 119. 100... Nu, la noi cuprins, te-ai încurcat. 119 sunt aici materiale de același autor. Am înțeles. Câte rugăciuni avem aici undeva, nu știu, habar n-am. Rugăciune de la masa Domnului, rugăciune pentru învățătorii de la grupurile duminicale, rugăciuni pentru cei implicați în slujirea de parte muzicală. Da, rugăciune pentru slujitorii deci, cuvântului. Asta e făcut în primul rând pentru cei din bisericile noastre. Dar să spun un lucru. Când cineva, să zic de o altă confesiune, ia criticica asta, se așteaptă la un anume tip de rugăciuni, da? Și primul lucru care sare cumva așa, poate astea nu sunt ca alea cu care suntem obișnuiți. Și asta ne poate ajuta pe noi în discuția cu oamenii, că o să ne întrebi oamenii. Eu m-aș aștepta la prima întrebare. N-am văzut nicio rugăciune către Sfânta Maria. N-am văzut nicio rugăciune către Sfinți, către Petru și Pavel. Și eu atunci vin și spun următorul lucru. Da, dar ascultați, noi o respectăm pe Maria. Maria este mama Domnului Iisus Hristos, este unică, este sfântă, curată. Noi ne numim fetele Maria, le învățăm pe nevestele noastre, am vrea să fie ca Maria. De ce nu ne închinăm ei? Pentru că înțelegerea noastră când citim Sfânta Scriptură este că noi ne închinăm numai lui Dumnezeu și că singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Da? La fel e cu Petru, cu Pavel și oamenii înțeleg, pentru că și aici e o problemă mare. Ei cred că noi nu respectăm Sfinții. Și atunci hai să spun, băi, hai să fii serios, arată-mi și mie totuși în Evanghelie care au înjurat un sfânt sau ceva. Hai, deci noi, eu chiar apreciez, să știți, sunt zone în România unde bisericile evanghelice fac servicii cu ocazia sărbătorilor din calendar. Sfântul Ilie, Sfânta Maria. Și eu mă duc la orice sărbătoare. Petru, Pavel, frate, despre ce crezi că, dacă mă invită cineva la 15 august, despre ce crezi că predic? Despre Maria, dacă mă invită la Petru și Pavel, predic, am fost, într-o zi am predicat despre Petru, într-o zi despre Pavel, frate, dacă n-am din Sfânta Scriptură ce vorbi despre Ilie. Asta a fost prima mea, m-a invitat o biserică, încă pe timpul lui Ceaușescu, să mă duc la ei ca o slujbă, știi, zice-i Sfântul Ilie. Știi, și atunci am rămas și un pic șocat, stai mă, ce aveți voi cu Sfântul Ilie? Păi frate, de lucrat nu lucrăm? De ce stăm și ne uităm gură cască la oameni, ne adunăm la biserică, biserica plină și n-avem ce predica, predicăm orice. Și m-am dus și am vorbit despre Ilie, normal, dar adică de ce să predic despre Ilie la Crăciun când pot predica când e calendarul? Cu... Deci eu chiar aș încuraja foarte multe biserici și cei care ne ascultați. Haideți să folosim ocazii pe care ne le dă calendarul, ocazii pe care ne le dă familia, biserica. Eu o să spun încă o dată unde stau eu. Evanghelia este a lui Hristos și nu este negociabilă. Deci de la cuvântul lui Dumnezeu nu am voie să mă abat o virgulă. Felul în care le prezint oamenilor Evanghelia trebuie să fie un mod creativ. Nu putem să venim în niște șabloane de acum 50 de ani care au fost bune atunci. Nu poți să vii în parc sau să te duci undeva și să ai șablonul ăla tipic dintr-o biserică la... Nu știu. Și atunci... Știi că Apostolul Pavel spunea fraților să se roage
cum să prezinte Evanghelia. El știa ce trebuie să spună. Adică el nu spune rugați-vă ce să spun. El îl predica pe Hristos. Să știu cum trebuie să vorbesc cu înțelepciune. Iudeului ca iudeu, grecului ca grecului, dar aceeași Evanghelie. Deci mulțumim celor care ați donat pentru Sfânta Scriptură. Rugați-vă ca mulțumim, Duhul Sfânt să-i ajute pe oameni să înțeleagă. Poate nu vor citi toate. Eu știu ce zic. Dacă un singur verset îi ajută în relația lor cu Dumnezeu, extraordinar. Și rugați-vă ca lucrarea, oriunde vor ajunge cărțile acestea sfinte, tipărite de voi, plătite de voi, să contribuie la înălțarea numelui Domnului Iisus Hristos și la întărirea și extinderea împărăției lui Dumnezeu. Mulțumim, frate Iurga, pentru mesajul de încurajare, pentru faptul că sunteți partener cu noi la această lucrare de răspândire a cuvântului. Aia, aici... Partener e cuvânt mare, spun și eu două de ce cuvinte. Nu? De așa. Ce nu? Parteneri sunt ăia, serioși, așa, eu... să spun un lucru. Eu de multă vreme m-am lecuit, m-am pocăit. Eu nu zic că pun umărul la lucrare. De când nu mai sunteți lucrare. Președinte, nu, v-ați pocăit? Da, de mult. Și de când m-am... Nu, în ce sens? Da. Eu sper să nu vin să spun cumva, bă, eu pun umărul alături de voi. Eu nu pot pune umărul, eu pun degetul, știi? Umărul pun ăia care duc greu în fiecare frate, Iuga, zi. Prezența dumneavoastră alături de acest proiect. Ne-ați ajutat și cu mesaje și ați fost pe la noi și veți veni la noi la platforma Vocea Creștină. Numai când mă chemați, nu, ce păi să zic, sigur, bă. Vă chemăm și la studio în Arad, pentru că suntem din Arad împreună. O să facem emisiuni interesante, poate chiar pe familie, mă gândesc în această Și pe toamnă. Familie și aș vrea să facem unul pe libertăți religioase. Facem. Și apropo că am pomenit, facem, să știi da. Că ar merita să vorbim și despre sfinți, despre viața sfinților, cum îi privim noi, cum ar trebui să ne îi privim. Ne gândim la un format... Da, pentru că de multe ori noi prea așa, știi, nu, noi nu, nu. Și nu e adevărat, Biblia ne spune altceva, știi. Deci noi credem în sfinți, adică cei sfințiți prin Hristos sunt sfinți, da? De ce să nu vorbim biblic despre ei și să ne încurajăm pe unii pe cei la sfințire, că fără sfințire nimeni nu vede pe Dumnezeu. Așa este. Vă mulțumim pentru încurajare, pentru cuvintele frumoase care le-ați spus. Credem că această cărticică va ajuta multă lume și vă așteptăm alături de noi de acest proiect în continuare. Pe mine m-a ajutat, ești curios, dar cu ce citești tu dacă te ajută? Sigur. Chiar din seara aceasta am să încep să o citesc. Na, o să văd. O pun pe noptieră da. Și dacă știm că mă apuc somnul, iau cărticica. Deci auzi, dacă vrei să te apuci somnul, te apucă. Depinde de ce rugăciune citești, că s-ar putea una să te trezească, știi, să te pună la pocăință, da? Fiți binecuvântați, comunitatea Vocea Creștinilor. Mulțumesc. Și ne auzim de mâine încolo. Păi de ce nu, de azi, fii binecuvântat. Păi mâine luni.